În timp ce liderul grupării Hezbollah a vorbit despre conflictul din Gaza, spunând că nu va permite distrugerea Hamas, armata israeliană a înconjurat cel mai mare oraș din enclavă. În țară, sute de oameni au fost păcăliți să investească într-o afacere cu panouri solare, care s-a dovedit o schemă piramidală. Polițiștii de frontieră au confiscat zeci de mii de produse contrafăcute, încălțăminte, îmbrăcăminte și parfumuri care urmau să fie vândute la ofertă. Liberalii sunt hotărâți să participe singuri la alegeri, deși guvernează alături de PSD. Tot astăzi au anunțat că președintele partidului va fi candidatul la prezidențiale. Iar după multe scandaluri justificate, Ministerul Educației schimbă modul în care se vor acorda bursele de merit, care va fi nota minimă de la care vor fi acordate, aflați în această seară. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. În Gaza nu va fi nicio încetare a focului, nici măcar temporară, până când Hamas nu eliberează toți ostaticii, spune premierul israelian, chiar dacă americanii vor să discute despre pauze umanitare. Iar temutul lider Hezbollah a amenințat că toate opțiunile rămân deschise pentru o escaladare a conflictului și la granița Israelului cu Libanul. Pe de altă parte, ministerul nostru de externe a anunțat că printre ostaticii deținuți de Hamas în Gaza sunt și șase care au și cetățenie română. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة وأن كل الخيارات مطروحة ويمكن أن نذهب إليها في أي وقت من الأوقات من إمكانية أن تذهب هذه الجبهة إلى تصعيد إضافي أو إلى حرب كاملة. Hezbollah a intrat în război imediat după atacul Hamas din Israel, a spus șeicul Nasrallah, care susține că raidurile sângeroase ale teroriștilor Hamas din Israel de pe 7 octombrie au fost o operațiune 100% palestiniană. Așteptat cu teamă de o lume întreagă, primul său discurs de la începutul războiului dintre Israel și Hamas a fost înregistrat. Șeicul se teme să nu fie ucis și apare foarte rar în public. Dar Nasrallah a tunat și a fulgerat. Statele Unite sunt de vină pentru tot ce se întâmplă în Gaza. Asatilukum fil bahr al abyad al mutawassit hadi la tukhifuna wa lam tukhifna fi yawm min al ayyam. In asatilukum allati tuhaddiduna biha لقد اعددنا لها عدتها ايضا. Israelul este doar un alt americanilor. אנחנו במוכנות גבוהה מאוד בצפון, בדריכות מאוד מאוד גבוהה, להגיב לכל אירוע שיתרחש היום ובימים שיבואו. Hezbollah, care este sprijinit de Iran și este considerat organizație teroristă în Occident, și-a intensificat atacurile din Liban asupra nordului Israelului. ביחס לצפון, אני חוזר ואומר לאויבינו, אל תתעובד. טעות תעלה לכם ביוקר. טעות תעלה לכם במחיר שאתם אפילו לא מדמיינים. Între timp, se dau lupte crâncene pe teren în diferite locuri din interiorul orașului Gaza, ruinat de bombardamente. Hometzal השלימו את כיתור העיר עזה, המוקד של ארגון הטרור חמאס. בשעות האחרונות, כוחות שריון וחיר, בסיוע כלי טייס רבים של חיל האוויר, תוקפים מוצבים, מפקדות, עמדות שיגור ותשתיות טרור. מחבלי חמאס קפצו מתוך פירים, הקיפו אותנו במספר מקומות, ירו עלינו RPG וניסו להגיע לנמרים שלנו להניח עליהם מטענים. Forțele israeliene au pierdut cel puțin 23 de soldați de la începutul invaziei terestre. Luptele urbane printre ruinele din Gaza sunt complicate de prezența a mii de civili, dar și din cauza celor peste 240 de ostatici ținuți de Hamas în diferite ascunzători. Oficiali de la Washington au confirmat, sub rezerva anonimatului, că drone de supraveghere operate de forțele speciale americane survolează Gaza de peste o săptămână în căutarea ostaticilor, printre care s-ar afla și cel puțin 10 americani. Ani evarti și anahum amșihim behola coah. Și Israel ne sarevet la apsakat eș zmanit și enena colele cihuhatufenu.
Deși secretarul de stat american, care a venit din nou în Israel pentru a treia oară în mai puțin de o lună, a discutat cu executivul Netanyahu despre pauze temporare umanitare în luptele din Gaza. Asta după ce Congresul american tocmai a aprobat un ajutor de 14,3 miliarde de dolari pentru Israel. We believe that each of these efforts would be facilitated by humanitarian pauses, by arrangements on the ground that increase security for civilians and permit the more effective and sustained delivery of humanitarian assistance. How to use any period of pause to maximize the flow of humanitarian assistance? How to connect a pause to the release of hostages? How to ensure that Hamas doesn't use these pauses or arrangements to its own advantage? These are issues that we need to tackle urgently, and we believe they can be solved. Armata israeliană susține că vizează infrastructura teroristă Hamas, mai ales tuneluri și lansatoare de rachete, și că încearcă pe cât posibil să reducă pierderile de vieți omenești. So this is a leaflet which we are sending by over 1,200,000 leaflets to the citizens of Gaza. We've carried out 6 million text messages and 4 million phone calls to the citizens of Gaza, where we alerted the citizens in advance, including before the Jabalia attack. Please move out. This is Gaza City from above. Yet there are things you can only see from within. Hamas's military operational centers and headquarters where they plan their attacks. Weapons and artillery used to target Israeli civilians. Stockpiles of rocket launcher. Dar bombardamentele curmă în continuu alte vieți omenești. Cel puțin 20 de persoane au fost ucise într-o școală transformată în adăpost, în zona taberelor de refugiați, unde au fost repetate bombardamente aeriene în ultimele zile. احنا قاعدين امناء في قلب المجلس الوكالي لتأوينا للامان. ما في حد عندنا لا عسكري. طب السكان ولا شايف البيوت بدك بيه هنا بيه هذا محل الضرب هذه بيه هذا بيه هذا بيه هنا بيه كلها بيوت هذه المنطقه كلها طبعا وفيدة. Un jurnalist, corespondent al televiziunii palestiniene, a fost ucis, la fel ca 11 membri ai familiei sale, într-un bombardament la Khan Yunis, așadar în partea de refugiu din sudul fâșiei Gaza. Ultima lui transmisie în direct a fost dramatică. نحن نمضي واحدا تلو الآخر ولا أحد ينظر إلينا ولا إلى حجم الكارثة والجريمة التي نعيشها في غزة لا حماية لا حماية دولية لا حماية دولية على الإطلاق. Singurii care pot scăpa din iadul din Gaza, trecând în Egipt, prin punctul de frontieră Rafah, sunt străinii, palestinienii cu dublă cetățenie și câteva zeci de răniți, transportați cu ambulanțele în partea egipteană. Pentru a treia zi la rând, punctul de frontieră Rafah a fost deschis pentru grupuri limitate, în conformitate cu acordurile încheiate cu medierea Qatarului. Nici pe lista de evacuări aprobată pentru astăzi nu figura vreun român. În această spirală a violenței declanșată în Orientul Mijlociu, există în ambele tabere și voci lucide care își doresc pacea mai mult ca orice. Un israelian ai cărui părinți au fost uciși cu cruzime de teroriștii Hamas nu vrea răzbunare, ci le cere guvernanților săi încetarea bombardamentelor. Cu toții avem nevoie să plângem, acum spune el, să ne vindecăm suferința și să ne gândim la un viitor împreună. It was 5 in the afternoon that the security officer of their community talked to my brother-in-law, and he told him that my parents' house is burned to ashes and there are two bodies inside. Astfel a aflat Maozinon pe 7 octombrie de moartea violentă a părinților săi, care locuiau în kibuțul Netiv Hasara, chiar la granița cu fâșia Gaza. În total, 20 de oameni au fost masacrați de Hamas în micuța comunitate. În ciuda durerii provocate de moartea ambilor părinți, Moaz are puterea să vadă dincolo de răzbunare și cere încetarea imediată a violențelor. By bombing the city of Gaza and others and killing innocent people, we just gonna make this cycle of blood, the cycle of death, the calling for revenge from both sides stronger. So someone need to be the grown up, the adult, those who that looks how the future gonna look like. Let's imagine the future.
Let's build a future, not just answer those calls of revenge. Vărsarea de sânge nu este soluția, mai crede el. Dimpotrivă, continuarea bombardamentelor nu face decât să transforme pacea într-un vis îndepărtat. We won't be able to talk or imagine a solution before we stop the war, we bring those that are being held hostage back, and we take Netanyahu out of the office. And then I think the solution will just rise. La fel ca mulți israelieni, Maoz Inon crede că guvernul său a eșuat în a oferi ceea ce a promis, adică securitate, pace și o bună guvernare. We need to cry together, and our tears will heal our wounds, both Palestinian and Israeli. Our tears will wash the blood from the Holy Land, and only then, when our land will be pure, will be able to see the path for peace. Escrocii se folosesc de numele unor companii mari, cum ar fi Hidroelectrica, și îi păcălesc pe oameni că pot câștiga rapid bani dacă investesc. Vorbim despre un nou tip de înșelătorie în câteva momente. Caz ciudat în lumea fotbalului, Lucian Burdujan, fostul atacant al echipelor Rapid București și FCSB, acum în vârstă de 39 de ani, este de negăsit. Familia l-a dat dispărut, iar mama lui a apelat la polițiști. De câteva zile, fotografia lui apare pe site-ul oficial al Poliției Române. Apropiații spun că ar fi avut de suferit din cauza jocurilor de noroc. Lucian Burdujan, cândva o speranță a fotbalului românesc, s-a lăsat de sport acum câțiva ani. Fostul jucător, în vârstă de 39 de ani, a plecat de acasă în noiembrie 2022. Orice legătură cu el, spune familia, s-a pierdut în septembrie 2023. Mama fotbalistului a anunțat poliția. Potrivit IPJ, femeia nu a mai putut lua legătura cu fiul ei. Burdujan era un jucător talentat, spun cei care l-au cunoscut. Fire introvertită, ar fi cedat tentațiilor, se tem apropiații. S-auzea că juca și la Păcănele. Din auzite, cred că lui a plăcut tare mult jocul ăsta. Credeți că se ascunde poate de cineva? Posibil și treaba asta, că jocurile astea din urmă merg spre, eu știu, spre rău, nu spre bine. Jucătorul ar fi avut și probleme financiare și ar fi cerut, acum câteva luni, ajutorul prietenilor. Cerea ajutor pe grup. Cerea ajutor de la fotbaliști, de la colegii lui, foștii lui colegi. El a fost un tip mai singuratic, mai introvertit, mai închis în el. Ce am înțeles și eu de la alți prieteni, a avut ceva probleme financiare, sper acum să-și fie rezolvat. Ieri am aflat și eu oficial că este dat dispărut, sper să fie bine. Foarte mulți sportivi au trecut prin această zonă dificilă a jocurilor de noroc. Potrivit anchetei făcute de polițiști, fotbalistul dat acum dispărut ar fi fost văzut acum o lună în București. Tatăl său a murit de curând în Italia, dar fiul nu a ajuns la înmormântare. Acum, informațiile despre dispariția lui sunt publice. Nici vecinii din blocul unde fotbalistul a locuit cu mama sa nu l-au mai văzut de aproape un an. Părea abătut, spun ei. Tatăl a doi copii, Burdujan, a divorțat acum câțiva ani. Mie mi-a tras atenția că nu mai era plin de viață cum era el înainte. Lucian Burdujan și-a început cariera la Ceahlăul Piatra Neamț. A jucat și la Rapid și Steaua, dar și în străinătate, în Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Gibraltar și Grecia. A câștigat sume mari, de ordinul milioanelor de euro, dar a pierdut totul. Contactată de știrile Pro TV, mama lui a spus că nu dorește să comenteze cazul dispariției fiului ei. Sute de români spun că au fost păcăliți să investească în panouri solare și cer ajutorul poliției. Credeau că devin parteneri într-o afacere cu energie electrică, însă au intrat de fapt într-o schemă piramidală. Un tânăr din Comănești a fost dus la poliție de câțiva păgubiți, convinși că în conturile sale au ajuns peste 4 milioane de lei. Acest tânăr cu un handicap locomotor ar fi, potrivit polițiștilor din Bacău, la rândul lui, victima unei ample escrocherii online. A declarat că a fost recrutat pe o platformă de joburi să facă tranzacții bancare. Primea diferite sume de bani în cont, pe care le trimitea mai departe, în monede virtuale, primind în schimb un comision. Nu știa că banii proveneau dintr-o schemă piramidală, numită Solar City Ron. Înțelegeam faptul că produce energie, energia aia este vândută probabil altor persoane care sunt în acea țară și noi primim banii pentru că noi le-am închiriat, este panoul nostru. Câți bani ați băgat dumneavoastră? 2800.
Și câți bani ați reușit să scoateți până să se închidă totul? 1000. Excrucii au avut grijă să returneze o parte din bani către păgubiți, ca să păstreze aparența că afacerea funcționează. Culmea este că unele victime și-au dat seama că este vorba de o schemă piramidală, însă au sperat că se vor număra printre cei care primesc câștigurile promise. Primul panou a fost de 25 de lei care era obligatoriu ca să cumperi, pe urmă a luat unul de 480, după aia am achiziționat încă un altul de 960 și pe urmă unul de 2000 de lei, da, fără să nu intre niciun ban. Escrocii au ticluit o poveste credibilă în care au folosit numele unei companii reale. Copleșită de reclamații, societatea a postat pe propria pagină mesajul că nu este implicată într-o astfel de afacere. Excrocheria piramidală era structurată pe două paliere diferite. Unul încasa banii păgubiților, iar altul transforma sumele de bani obținute în mod ilegal în monede virtuale. Un alt tânăr acuzat de păgubiți că i-a ajutat pe escroci să le fure banii a declarat că la rândul lui ar fi fost păcălit de o femeie pe nume Deni. Mi-a spus că eu doar am făcut schimb valutar cu USDT și că sunt de asemenea o victimă. Bărbatul susține că în urma tranzacțiilor ar fi câștigat peste 12.000 de lei, la care nu ar avea acces, pentru că banca i-ar fi blocat toate conturile. Peste 300 de păgubiți din mai multe județe din țară, dar și din străinătate, au semnat o petiție prin care cer poliției române să-i prindă pe escroci. Unii recunosc că au pierdut sume mici, alții mii de lei. Din păcate, mulți nu vor să depună plângere, de rușine că s-au lăsat păcăliți. Și succesul companiei hidroelectrică la Bursa de Valori București, una dintre cele mai mari listări din lume anul acesta, a dat naștere unui nou tip de înșelătorie. Pe rețelele sociale apar multe reclame false pentru investiții în acțiuni. În alte cazuri, victimele sunt contactate direct de escroci, care pot folosi și imaginea altor mari companii. Primul semnal de alarmă este promisiunea unor câștiguri rapide, spun specialiștii. Mulți oameni au pierdut bani buni, astfel că la poliție au ajuns sute de plângeri. Rețeta înșelătoriei este aceeași. Păgubiții cad în capcana unor promisiuni de câștiguri mari, care apar pe rețelele de socializare. Cum este această reclamă, în care se promit 9.500 de lei pe lună, investind doar 1.200. Alteori, victimele sunt contactate prin mesaje. Infractorii se folosesc de multe ori chiar de succesul listării la bursă a companiei Hidroelectrica sau de imaginea altor companii, precum Transgaz sau Transelectrica. Dacă oamenii sunt de acord să-și dea datele de contact, li se explică și cum să trimită bani pentru presupusele investiții. După ce realizează că au pierdut banii, mulți ajung la poliție. Este și cazul unei femei de 61 de ani din Iași, care a sunat la 112 după ce i-au dispărut 20.000 de lei din cont. Femeia instalase o aplicație în telefon, la recomandarea unei persoane care i-a promis că va câștiga bani din acțiuni la Hidroelectrica. Persoanele spun că nu se pricep și atunci autorii își prezintă suportul tehnic și le solicită victimelor să instaleze anumite aplicații de control la distanță sau de acces la distanță. Din acest moment, infractorii pot avea acces la informații sensibile, conturi bancare și pot face chiar tranzacții. Vorbim de două variante de aplicații care ar putea controla dispozitivul. În momentul în care acceptăm să instalăm o aplicație în telefonul nostru sau pe calculator, deja aceștia pot avea acces total, iar noi să nu ne dăm seama. În alte cazuri, oamenii au fost puși să transforme banii în criptomonede, lucru care ar trebui de la început să dea de bănuit. Când un câștig vi se pare prea bun, când o ofertă vi se pare prea bună, să fiți suspicioși. Este bine să verificați. Nu? La primul om care vă sună să dați curs la astfel de inițiative. Dacă vreți să faceți investiții și să aveți câștiguri reale, documentați-vă bine înainte. Alegeți în primul rând un broker autorizat și informați-vă din surse oficiale, cum ar fi site-ul Bursei de Valori București sau cel al Autorității de Supraveghere Financiară, nu de pe rețele sociale. Nu transmiteți date personale sau informații bancare unor persoane care promit câștiguri nerealiste. Pentru că numărul tentativelor de fraudă este foarte mare, reprezentanții companiei Hidroelectrica, a cărei imagine este cel mai des folosită, au depus deja plângeri la parchet. Și dacă vedeți astfel de reclame false, este indicat să faceți o sesizare la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Ștefana Todică, ProTV.
Mare atenție și la reducerile suspecte mari din această perioadă. Unele produse nu sunt autentice, ne avertizează autoritățile. Cu o săptămână înainte de Black Friday, polițiștii de frontieră au confiscat la intrarea în țară 46.000 de produse contrafăcute în valoare de 15 milioane de lei. Tricouri, parfumuri, curele de ceas, huse de telefon, pantofi sport în valoare de 15 milioane de lei au fost oprite la intrarea în țara noastră. Suspecții din România, Bulgaria, Turcia și Azerbaidjan au încercat să aducă în țară prin Vama Giurgiu aceste produse, care păreau fabricate de firme cunoscute. Bunurile au fost confiscate, pentru că cei vizați nu aveau documente care să ateste că marfa este originală. La fel s-a întâmplat și în Vama Isaccea din Tulcea, dar și în portul Constanța. De regulă, aceste mărfuri vin din China, vin din Turcia, din țări unde se produc astfel de bunuri. Ce fel de bunuri vin cel mai des? În principal, articole de îmbrăcăminte și de încălțăminte, dar am avut și jucării. De regulă, titularul de marcă solicită distrugerea lor. Dacă este original, produsul și ambalajul ar trebui să fie perfecte, spun cei care le fabrică. Sunt embleme și detalii pe care un producător nu o să le facă niciodată în așa fel încât să fie tăiate sau să fie atât de tare embosate. Dacă ne uităm la logo, ne dăm seama instant că produsul nu este ceea ce trebuie. Inclusiv și cutia, packaging-ul este total diferit. Dacă un produs are un preț mult mai ieftin decât media pieței, este clar că este fake. Trebuie să ne uităm și în interior, pentru că cine face un fake nu-și dă interesul să arate bine și în interior. Între timp, clienții se pregătesc pentru 10 noiembrie, ziua cu cele mai multe reduceri, sau Black Friday. Până atunci, pe diverse site-uri precum schemadvisor.com putem afla dacă alegem corect comerciantul atunci când facem cumpărături pe internet. Pe acest motor de căutare, de exemplu, putem verifica dacă un anumit magazin online este real sau dacă este vorba despre un site cu produse false. Vom introduce demonstrativ site-ul unuia dintre cele mai cunoscute magazine online de la noi din țară. Iar în câteva secunde aflăm că magazinul este unul sigur pentru cumpărături, cu un procent de 100%. În final, un sfat din partea autorității pentru protecția consumatorului. Nimic nu este gratis, avertizează inspectorii, care ne îndeamnă să fim atenți la prețul afișat și să verificăm dacă acesta include taxa pe valoarea adăugată. Verificați și dacă prețul include costul de livrare, dar și dacă prețul produselor din coșul de cumpărături corespunde cu prețul redus indicat atunci când ați ales produsul. Niște bucăți sărate și uscate din carne de porc, numite și salinatele de turd, au ajuns în registrul indicațiilor geografice protejate. Câte produse recunoscute la nivel european avem, aflați în câteva momente. În alegerile de anul viitor, PNL va merge la vot singur, fără să încheie o alianță cu PSD, iar Nicolae Ciucă va fi candidatul partidului la prezidențiale. Deciziile au fost luate de liderii partidului din toată țara, după ce au analizat sondaje în care au testat toate opțiunile. Potrivit unor surse, electoratul partidului, îndeoseb cel din Transilvania, s-a opus în proporție de peste 60% unei coaliții cu Social-Democrații pentru alegeri. Cu un an înainte de alegerile prezidențiale, în rândul liberalilor au fost vehiculate mai multe nume ale posibililor candidați la șefia țării. În sondajele comandate de partid, la capitolul notorietate, primarul Clujului Emil Boc este pe primul loc, urmat de liderul partidului și de șeful statului. Un deputat i-a cerut lui Nicolae Ciucă să lămurească dacă va candida sau nu. De ce credeți că mă aflu aici? Ar fi fost replica președintelui PNL. Nu pot să îndemn să facem ceva dacă nu asum responsabilitatea. Între liberali, determinarea actualului lider nu este un argument suficient. În partid sunt discuții potrivit cărora Nicolae Ciucă ar putea fi îndepărtat din funcție după alegerile pentru Parlamentul European. Și tot atunci partidul ar putea să decidă numele altui candidat la prezidențiale. Știind aceste discuții, numărul 2 în partid, secretarul general Lucian Bode, făcea apel la colegii săi pentru a rămâne uniți. Mai este un subiect care a împărțit PNL în mai multe tabere în ultimele luni. Alianța cu PSD. La Sinaia, liderilor partidului le-au fost prezentate sondaje, din care rezultă că peste 60% dintre votanții partidului dezaprobă o uniune cu socialdemocrații, iar subiectul s-a închis prin vot. Astăzi am luat o singură decizie, și anume decizia de a merge în alegeri prin noi înșine. Există, așa cum spuneam, din sondaje, un procent ridicat care, după alegeri, pot să accepte o coaliție de guvernare cu Partidul Social Democrat.
Fără să tranșeze subiectul, șefii organizațiilor PNL au discutat și cum își vor stabili candidații la primăriile marilor orașe. Marea miză este capitala, pentru care PNL a testat notoritatea ministrului energiei, Sebastian Burduja, și a europarlamentarului Rareș Bogdan. Potrivit unor surse, sondajele l-ar fi dat în avantaj pe acesta din urmă. Oficial, Rareș Bogdan susține că va rămâne pe listele pentru Parlamentul European. Unii nu mai doresc să se întoarcă la Bruxelles, alții doresc să plece spre Bruxelles, alții doresc să intre în politica internă, alții candidează la poziții locale. Atacăm 8 parlamentari, nu 10 ca la precedentele alegeri, pentru asta ne trebuie un scor de 22%. Estimările legate de scorul PNL sunt mult mai rezervate, iar interesul pentru posturile de la Bruxelles este mare. Primul nume pe listă ar putea fi cel al actualului comisar european pentru transporturi, Adina Vălean, care ar fi urmată de europarlamentarul Siegfried Mureșan și de mai mulți dintre actualii miniștri. Ca la noi, la nimeni, ministrul educației anunță schimbări în modul de acordare a burselor școlare de merit la mai puțin de o lună de la decizia inițială. Ligia Deca spune că pragul minim va fi nota 5. Modificarea vine după critici intense ale recompensării elevilor cu medii de corijență cu 450 de lei lunar. Este revoltător, spun profesorii nemulțumiți că ideea de merit se va menține pentru rezultate mediocre. Pragul minim al bursei de merit a fost, timp de 5 ani, 8,50. Apoi a urcat la 9,50, din lipsă de fonduri. Dar în luna septembrie a dispărut. 762 de elevi cu medii sub 3 sunt în rapoarte ca bursieri de merit, pentru că rezultatele lor se înscriu în prima treime a clasamentului clasei. Voi ce medii ați avut la bursa de merit? Am avut medii care au oscilat între 9,70 și 10. 9,99. Într-a 11-a că 9,60 și într-a 12-a cu 10. Pentru acești viitori psihologi și profesori, motivarea e un mister. Nu găsesc o justificare pentru bursele de astăzi. Nu există atât de mare motivație pentru elevi să tragă academic. Ca orice politică nouă, a avut niște efecte punctuale care trebuie să fie rezolvate. Nu ne dorim să avem burse de merit în care să fie acordate pentru medii sub baremul de trecere. 15 noiembrie ar trebui să fie prima zi de plată a burselor pentru acest an școlar. În prezent, numărul lor este de 1.283.000 și în premieră banii vor veni de la Ministerul Educației și nu de la Consiliile Județene. Totuși, anunțul ministrului Ligia Deca, cum că va rectifica acordarea burselor de merit și pentru elevii cu medii sub 5, va arunca în aer din scurt lista de beneficiari. Practic vor fi șterse peste 8500 de nume ale elevilor cu medii între 1,27 și 4,99. Eu cred că este mai bine așa decât să perseverăm într-o greșeală. Dar ar trebui să se facă și o analiză a ce s-a întâmplat cu acești bani. Ar însemna ca un elev bursier să fie urmărit timp de 3-4 ani, observând mediile. Ce mi-e 5, ce mi-e 6, lucrurile sunt simple. Ne jucăm și cu gândurile copiilor și cu așteptările lor. Ministrul Educației ia în calcul separarea bursei de merit de cea de studiu, adică restabilirea situației de acum un an. Ministrul Mediului vrea să-i cheme la discuții pe cei care au dat în judecată administrația Fondului pentru Mediu, fapt care a dus la suspendarea programului Casa Verde. Oficiul vrea să rezolve conflictul pe cale amiabilă. Între timp, firmele de instalare și beneficiarii proiectului spun că au pierderi financiare tot mai mari. Firma care a obținut suspendarea temporară a programului Casa Verde a susținut că a fost exclusă pe nedrept din proces, așa cum ar fi pățit și alți instalatori. Administrația Fondului pentru Mediu a atacat decizia instanței și așteaptă acum un termen pentru proces. Autoritățile caută soluții. Le voi adresa o invitație la minister în cursul săptămânii viitoare pentru a înțelege mai bine dacă există vreo posibilitate de a debloca pe cale amiabilă această situație și în măsura în care până la sfârșitul acestui an nu se tranșează într-un fel sau într-altul situația. În prima parte a lunii ianuarie am în vedere să deschid un nou apel și mai ambițios, cu un buget și mai mare decât anul acesta. Programul Casa Verde a fost suspendat când participanții își alegeau instalatorii. După ce AFM ar fi publicat listele firmelor admise, oamenii puteau începe montarea panourilor fotovoltaice. Firmele de instalare spun că sunt în pierdere și au toți banii blocați. Am investit atât în partea de stocuri, infrastructură, resurse umane, să poți să fii capabil să răspunzi la o cerere mare. Și după toată această anvergură,
să vină acest moment de stand-by. Se iau mii de invertoare, se iau 10.000 de panouri, extinzi echipele de instalare, pentru că știi că vei avea sute sau mii de proiecte de instalat. Și în momentul de față, după 6 luni de întârziere sau mai mult, programul este suspendat și încă nu avem niciun termen. Și oamenii care așteptau să-și monteze panourile fotovoltaice sunt supărați, pentru că plătesc facturi mari la energie. Este total inacceptabil. Gândiți-vă că noi am avut câteva minute pentru a încărca documentele necesare pentru a fi acceptați, în timp ce acum trebuie să așteptăm luni de zile pentru a se debloca programul. Aproximativ 87.000 de români și 531 de companii așteaptă o soluție. După restaurante și construcții și firmele din industria auto au început să angajeze tot mai mulți muncitori străini. Patronii nu mai găsesc specialiști care să lucreze în serviciurile auto pentru că aceștia preferă să plece în alte țări la salarii mai mari. Iar șoferii care trebuie să-și repare mașinile așteaptă săptămâni întregi până le vine rândul. Manir este mecanic și a venit din Nepal în urmă cu 4 ani. Ne spune că lucrează în acest domeniu de 11 ani și nu vrea să schimbe locul de muncă. Este foarte bine. Îmi place aici. Sunt fericit cu munca mea și cu salariul. Trimit în fiecare lună salariul meu familiei. Familia mea este în Nepal. Mama, tata, soția și copiii. Tot mai mulți muncitori din Asia preferă România pentru salarii, care sunt în unele cazuri și de 3 ori mai mari decât în țările lor. Nepal? Copiii mei sunt în Nepal și eu am venit cu soția mea în România. Trimitem banii acasă. Ce fac aici este bine pentru mine. Înainte am lucrat în Dubai și după am venit în România. Din cauza lipsei forței de muncă, tot mai mulți proprietari de servisuri auto au început să angajeze muncitori din Asia. De pildă, în acest serviciu auto, din 14 angajați, 5 sunt lucrători străini. Este vorba de 2 mecanici și 3 ucenici. Avem muncitori străini de 4 ani. Anul trecut a mai venit un băiat. Acum urmează să mai angajăm un mecanic. I-am verificat înainte, am cerut și din statul lor informații de la foștii angajatori. Și pentru noi sunt niște oameni foarte valoroși. Din cauza lipsei de personal, mulți dintre cei care trebuie să-și ducă autoturismul la service sunt puși pe o listă de așteptare. Nu găsesc personal să angajeze sau angajează personal care vine și stă o lună și pleacă în altă parte. Există fluctuații foarte mari. Specialiștii din România caută să muncească în alte țări, pe salarii mult mai mari, mai mult decât dublu. Datele oficiale arată că aproximativ 440.000 de români sunt inactivi pe piața muncii, deși ar putea să lucreze. De asemenea, 2 din 10 tineri care au până în 24 de ani nu au un loc de muncă. România are începând de astăzi 13 produse certificate la nivel european. Salinatele de turda, niște bucăți din carne de porc maturate în sare și uscate, sunt cele mai noi alimente care au intrat în elita produselor recunoscute de Comisia Europeană pentru calitatea gustului. Astfel de certificări au deschis multe uși de-a lungul timpului unor produse precum telemeaua de Ibănești, salamul de Sibiu, ori telemeaua de Sibiu. După 7 ani de eforturi, aceste bucăți de carne afumată, numite salinate de turda, au convins Comisia Europeană că merită să intre în registrul indicațiilor geografice protejate. Rețeta este simplă. Bucățile de ceafă, cotlet, piept și pulpă de porc se scaldă mai multe zile în murătoare, o saramură naturală, amestecată cu un mix de condimente. Cărnurile sunt apoi afumate cu lemn de esență tare, de fag, și stau la maturat zile în șir, într-un spațiu special amenajat, în salina turda. Odată recunoscută calitatea lor de către Comisia Europeană, intră într-un cerc de consumatori care într-adevăr apreciază calitatea. De-a lungul timpului, aceste produse întotdeauna și-au crescut vizibilitatea. Așa au ajuns bunătăți precum telemeaua de Sibiu, cârnații de pleșcoi și telemeaua de Ibănești să fie vândute în întreaga lume. Telemeaua de Sibiu a luat drumul străinătății acum un an și jumătate. În jur de o tonă din apreciata telemea ajunge în fiecare lună în Germania și Belgia, în special în magazinele românești. Telemeaua de Ibănești, în schimb, unul dintre primele produse românești certificate european, a ajuns și mai departe, până în America. Producătorii exportă totodată și în Germania, Italia, Spania și Franța. Și salamul de Sibiu a cucerit mulți cumpărători. A ajuns în 18 țări din Uniunea Europeană. La nivelul anului 2023 am exportat 24 de tone. Iar magiunul de topoloveni, primul produs românesc cu indicație geografică protejată, încântă clienți de pe mai multe continente. Onorăm și comenzile de online.
Și la export? Parte și la export. În Japonia, în Belgia. Alte trei produse românești așteaptă certificarea europeană. Batogul deltaic de sturion, babicul de Buzău și sardeluța marinată. Speriați de prețurile mari, unii proprietari de animale de companie aleg produse cât mai ieftine sau gătesc acasă. Doar că medicii veterinari spun că aceste obiceiuri afectează pe termen lung pisicile și câinii care se pot îmbolnăvi. În medie, prețul mâncării pentru animale a crescut cu 30-40% în acest an. Așa că îngrijirea necuvântătoarelor costă mai mult. Se simte o creștere pentru că acordăm atenție în ceea ce privește atât hrănirea, cât și vizitele la veterinar. Hrana ocupă ponderea cea mai mare. Unii stăpâni de câini și pisici caută să cumpere produse de calitate mai slabă, dar animalele se pot îmbolnăvi, spun medicii, de la boli de piele la boli de ficat sau rinichi. Prețul mâncării pornește în medie de la 20 de lei pe kilogram și poate ajunge și la 60 sau 70 de lei. Înainte să cumpărăm, ar fi bine să ne uităm însă la ingredientele de pe ambalaj. Noi recomandăm pacienților noștri, de fapt stăpânilor, să evite bobițele colorate. Acelea sunt cu siguranță pline de coloranți. De obicei, bobițele mai ieftine, ca să spun așa, conțin și aditivi alimentari, și aditivi de gust, și coloranți, ca să atragă, să fie și avantajoase din punct de vedere al prețului. Și practic mănâncă alternativa mâncării nesănătoase a oamenilor. Da, exact. Fast food-ul. Da. Nu este recomandată nici mâncarea gătită în casă. Prefer să alegem o formulă bine structurată decât să gătim în casă. Și atenție mare la condimente, pentru că o parte dintre ele sunt toxice. Sarea în exces, anumite condimente exotice, dacă discutăm, de exemplu, de legume, varză, mazăre, fasole, care nu sunt indicate, atenție la ciocolată, atenție la struguri, pentru că ei sunt toxici. Hidratarea, în schimb, este foarte importantă. În special, felinele trebuie stimulate să bea apă, pentru a evita eventuale boli la rinichi. Deși sistemul sanitar pregătește medici pentru diverse specialități, unii lipsesc din spitale cu desăvârșire. Radiologia, de pildă, este preferată de mulți rezidenți, însă unitățile medicale nu au suficient specialiști. Mulți aleg să lucreze în sistemul privat pentru că au salarii și condiții de lucru mai bune și timp liber pentru familie. Doar 5 radiologi are Spitalul de Urgență Bagdasar Arseni din capitală, acolo unde în fiecare săptămână ajung mii de pacienți care au nevoie de radiografii, CT sau RMN. Au fost scoase 15 UPU, 2 pe spital. S-a prezentat la concurs un singur candidat. După angajarea lui, dintre cei care eram angajați aici, au plecat 5. Dacă radiologul care a făcut de gardă azi noapte a trebuit să examineze 40 de pacienți cu computer tomograf, încă 180 de expuneri de radiologie tradițională, astea sunt examinări pe care un radiolog aflat într-un spital de cronici le face într-o lună de zile. La intrarea în rezidențiat, radiologia este una dintre specialitățile care se ocupă cel mai repede. În acest moment, în toată țara, avem aproximativ 1900 de medici radiologi, însă ar mai fi nevoie de cel puțin 400. Pe lângă salariile mai atractive, la privat, medicii nu lucrează în fiecare zi contra cronometru. În plus, au mai mult timp liber, după cum ne povestește unul dintre medici. Soția mea e anestezist, e toată de gardă, la ora aia e deja plecată către spital. A intrat în sarcina mea să duc copilul la școală. În principiu, nu sunt gărzi. În partea privată, mai e avantajul că te poți și supra-specializa. Pentru a suplini numărul de radiologi, unele spitale au proiecte în care folosesc inteligența artificială pentru interpretarea unor analize. Dar softul nu poate înlocui de tot medicii. Inteligența artificială în imagistică nu este numai de detectarea nodulilor sau tumorilor sau altor leziuni, este și de creșterea vitezei timpului de achiziție a imaginilor. Ajută medicul, dar tot medicul va verifica. Cardiologia, medicina de urgență, terapia intensivă sau neurologia sunt de asemenea specialități deficitare, mai ales în spitalele din provincie. Furtuna care a lovit coasta atlantică a Europei a luat 15 vieți și a făcut prăpăd în Italia. În Toscana au căzut precipitații record în ultimii 100 de ani. Un râu a ieșit din matcă și a inundat suburbiile orașului Florența. Vitura a pătruns și într-un spital din localitatea Prato. Capo! È partita la macchina! No, ragazzi, man! No!
3 ore de ploaie intensă au transformat în râuri năvalnice străzile dintr-o suburbie a orașului Florența. Pinturile au luat pe sus mașinile parcate. Apa a intrat și într-un spital din orașul Prato, la nord de Florența, și a inundat mai multe secții aflate la subsol și la parter, inclusiv unitatea de primiri urgențe. Guvernatorul regiunii Toscana, cea mai afectată de inundații, a decretat stare de urgență și le-a cerut insistent localnicilor să nu iasă din case. Meteorologii au anunțat că în regiune s-au acumulat în doar câteva ore 200 de litri de apă pe metrul pătrat, o valoare fără precedent în ultimul secol. Două râuri au ieșit din matcă. Non andate in auto, rimanete a casa, concentratevi sui piani alti. Un bătrân de 85 de ani a pierit înnecat în propria casă, iar o femeie de 84 de ani a fost luată de viitură în timp ce încerca să scoată apa din locuință. Sunt și cel puțin 4 dispăruți. Din elicopter, echipele de salvare inspectează zonele inundate, iar la sol activează vehicule amfibii. Salvatorii au intervenit cu bărcile să-i ajute pe 2 turiști belgieni, a căror rulotă a fost luată de ape. În Marea Britanie, multe drumuri sunt parțial blocate de resturi și crengi. Asta după ce rafale de vânt de peste 200 de km pe oră au măturat zonele de coastă. Furtuna Ciarán a lovit azi Scoția și nordul Angliei. People have been waking up to see the aftermath and look at some of it here. You can see these garages have been caved in, such was the force and the pressure of that wind. Bits of slate have been blown off some of the roofs here and smashed through every single one of the windows of this house and the front door as well. Not only the windows of this house, but take a look at the cars belonging to the people who lived here. Few of the windows completely destroyed by the force of that wind. Furtuna Ciarán a lovit și Belgia. În orașul Ghent, urgia a scos copacii din rădăcină și a dus la moartea a două persoane, un adult și un copil de 5 ani. Furtuna a luat două vieți și în Franța și a lăsat sute de mii de locuințe fără electricitate. În plus, o nouă furtună puternică vine dinspre Atlantic și se va apropia de coasta franceză în acest weekend. Bijuterii purtate de capete încoronate, coliere cu smaralde și diamante și ceasuri din aur. Iată câteva dintre atracțiile licitației organizate de Casa Sotheby's la Geneva. Laguna Albastră, așa a fost botezat acest colier decorat cu o impresionantă piatră prețioasă de aproape 94 de carate. Podoaba a fost creată de o mare casă de bijuterii din Elveția și este scoasă la licitație cu 2 milioane și jumătate de dolari. The quality is exceptional as far as we're aware. This is the largest top quality Pariba type tourmaline ever offered at auction. Un colier cu smaralde și diamante tentează și el colecționarii la un preț pe măsură, 1,8 milioane de dolari. 60 carats, all top quality, very clean, which is very rare for emeralds, and they are coupled with these fantastic step cut diamonds going up to almost 10 carats. Casa Sotheby's a adus la licitația de la Geneva și podoabe de colecție, coliere și tiare găsite într-o geantă care timp de 8 decenii au stat într-un safe al unei bănci din Germania. Bijuteriile au fost create în secolul al XIX-lea de un producător austriac apreciat de casele regale din toată Europa. Din această colecție se remarcă un colier cu perle și diamante evaluat la jumătate de milion de dolari. Looks like a wreath, but it can be opened so that it would decorate the bodice. In different ways. You can also take out all the elements of the wreath and use them as separate brooches or use the pearls to hang in earrings. Sotheby's a prezentat și o colecție cu 100 de ceasuri, inclusiv unul din aur roz, estimat la 4 milioane și jumătate de dolari. Reprezentanții casei de licitații nu au emoții că nu vor găsi cumpărători. Din contră, spun că în vremuri mai complicate, milionarii planetei caută să-și diversifice investițiile, iar bijuteriile sunt mereu o alegere bună. Licitația va avea loc între 5 și 8 noiembrie. O cămilă, două oi și un măgăruș au avut parte de un tratament aparte. Simpaticele creaturi au fost binecuvântate de arhiepiscopul de New York. Cu ce ocazie vă lămuriți după o scurtă pauză.
Deși abia a început luna noiembrie, New Yorkul se pregătește intens pentru sărbătorile de iarnă. În cadrul unei ceremonii tradiționale au fost sfințite animalele care vor participa la un faimos spectacol ce aduce în fața publicului scena nașterii lui Isus. După ce s-au plimbat agale prin centrul metropolei, o cămilă, două oi și un simpatic măgăruș au primit binecuvântarea arhiepiscopului de New York. La final, preotul le-a sfințit și pe dansatoarele din trupa The Rockets, care vor pregăti sceneta pentru Crăciun. Tradiția datează din 1933. Ne trecem la știrile din sport alături de Ramona Păun. Bună seara, Ramona. Bună seara, Andreea. Bună seara tuturor. Mircea Lucescu și-a dat demisia de la Dinamo Kiev. Denis Man este bun de plată după transferul record la Parma. E nebunie înainte de FCSB Rapid. Și Ianis Hagi, două goluri într-o victorie cu 10-0. Imagini imediat la sport. Se rupe stadionul la FCSB Rapid. Număr record de bilete vândute. Rapidiștii au stat la coadă în Giulești. Ianis Hagi a marcat primele sale goluri în Spania într-o victorie istorică. S-a terminat 10-0. UCLU și CFR egal în cupă într-o atmosferă incendiară. Primarul Boc băgat în corz de un fan al CFR-ului. Lovitură pentru Man. A pierdut procesul cu Ana Maria Prodan și trebuie să plătească o sumă imensă. Petrolul a luat trenul ca să nu piardă la masa verde în traficul blocat de pe Valea Prahovei. România în finala campionatului de minifotbal după ce i-a bătut la scor pe unguri. Bucurie imensă pentru copii. Au ajuns în cantonamentul național și au dormit în paturile lui Stanciu și Alibec. Un român aproape de bătaie la cântar se luptă într-o gală eveniment cu peste 30.000 de fani. E sărbătoare în Africa de Sud. Lumea a ieșit pe stradă să-i vadă pe campionii mondiali de la rugby. Și teroare pe Copacabana. S-a tras cu gloanțe de cauciuc, iar finala Copei Libertadores e în pericol. Ce vreme ne aduce weekendul, știe Iulia Pârlea. Bună seara, Iulia! Bună seara, Andreea! Bun găsit tuturor! Vremea rămâne caldă în acest weekend, dar o să plouă în multe zone din țară. Mâine, instabilitatea va afecta jumătatea sud-estică a României. Vor fi averse destul de consistente, descărcări electrice și intensificări de vânt. Duminică, ploile apar în vest, în nord și prin centru. Dar vă spun mai multe imediat după sport. Mulțumesc, Iulia. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Pe site-ul nostru știrileprotv.ro găsiți informații actualizate despre războiul din Israel. La ProTV urmează sport, vremea și vocea României. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend reușit.